Moldova. Eu cred foarte mult că noi vom reuși să împiedicăm numirea acestui creaturi al lui Plahotniuc în fața de, în funcția de prim-ministru. Pentru că ce va urma după asta va fi un dezastru. Acest om va ajunge președinte pentru că el nu se va opri. Vrem noi ca el să ajungă președinte. Acum imaginați-vă cum este posibil într-o țară democratică ca un partid cu o minoritate în Parlament și un procentaj absolut nesemnificativ să domine total funcțiile politice într-un stat. Prim-ministru, președinte Parlament și președintele unei țări. Este o chestiune care transformă Republica Moldova cu adevărat într-o dictatură de un nou tip și vom ajunge într-adevăr în manuale de istorie și de științe politice prin faptul că noi n-am făcut nimic pentru a opri acest lucru. Vă îndemn la curaj să nu aveți frică, pentru că el se teme mai tare de voi decât noi de ei. Pentru o Moldovă liberă și independentă.